Da? Da. Ședința Consiliului Local de discuția 49 din 21-4-2023 a domnului primar. Sau citire proiectelor de hotărâre. Nu, întâi avem, deci, prezența. Sunt, ca și vorm, avem 13, da? 11 prezență în sală, 2 voturi. Și lipsă domnul viceprimar și domnul consilier Vasile. Domnul viceprimar este în cercetare medical. Am înțeles că întârzi, nu știu ce o să ajungă. Deci avem vorm pentru toate proiectele de hotărâre, am primirea parte de delarizare la toate comisiile. Proiectele de hotărâre au în spate referatul de aprobare a inițiatorului, statea domnului primar și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul primăriei. În urmare, poate fi supus la vot proiectul de ordine de zi. Doamna președinte, da, va da citire la ordinea de zi. Proiectul de ordine de zi, dar să o supunem la vot. Proiect de hotărâre numărul 21 privind aprobarea înființării serviciului public local de gestionare a câinilor fără stăpân și a regulamentului de organizare și desfășurare a acestui serviciu la nivelul comun. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 22 privind aprobarea efectuării unor lucrări de interes public local, asfaltării, respectiv asfaltării suprafeții de 1990 metri pătrați. Din măsurători sunt 1984, număr cadastral 64074, situat în intravilanul satului Măgura, acum la Măgura de sub Bacău, este vorba de strada Buzorilor. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 20, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Măgura, și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate de Consiliul Local al Comunii, începând cu 1-5-2023, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre numărul 26, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2023, inițiator domnul primar. Proiectul 27, privind alegerea imobililor cu număr cadastral 65-223, 65-109 și 64-780, aflat în domeniul public al Comunii Măgura, județul Bacău, inițiator domnul primar Costa Șordache. Proiect de hotărâre numărul 28 privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând domeniului privat al Comunii Măgura, județul Bacău, pe care sunt identificate construcții. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre 29 privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Măgura, inițiator domnul primar. Al 8-lea este proiectul numărul 30 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Comunii Măgura, începând cu 1-5-2023, inițiator domnul primar. Și avem și două proiecte suplimentare. Am să le citesc și ca să le votăm pe rău. Da. Proiect de hotărâre numărul 31 privind aprobarea comisiunii bancare la tranzacțiile online pentru plata taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin utilizarea sistemului național electronic de plată. Adică ne apropiem de finalul ghișeu.ro. Doamne ajută! Doamne ajută! Și al doilea suplimentar, proiect de hotărâre numărul 32 privind aprobarea încetării contractului de concesiune numărul 35 din 27-2-2001, încheiat cu Niță Constantin pentru terenul situat în sat Măgura, comună Măgura, de sub Bacău. Punem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Abține? Potrivă? Punem la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele două proiecte. Cine este pentru? Ține? Nu. Bun. Trecem la procesele verbale de ședință. Sunt vreo 44 procese verbale de ședință. Deci avem din 27-2-2023 obiecțiuni. Da. Scuțin, nu? Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri două, da? Deci două abțineri. Nu participat. Da.
Nu este cel de 27 aprilie, aparte, da, pentru că mai este și în 7 a 3 a 2023, de la o ședință convocată de rezultat. Extraordinar, dezlatura. Cine este pentru? Abțineri? Două abțineri. Două abțineri, tot la fel. Da. Trecem la procesul verbal în data de 27 a 3 a 2023. Cine este pentru? Abțineri? Două abțineri, la fel. Și ultimul proces verbal din 7 a 4 a 2023. Da. 2023. O ședință extraordinară. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? 4. Deci 4 abțineri. Se trec acum. Dacă avem invitații în sală și cred că ar trebui să începe cu dumneavoastră, așa că da. Poate au treabă, poate să vedeți. Dacă vor să mă semnătări, dacă vor să spună la urmă. Dacă vreți să vă spuneți până la final. Popa Vasile. Popa Vasile. Și nu-ți Vasile. Și Popa Vasile. Și vă vine de familie diferită. Și Cavalerii. Nu-ți Vasile. Veniți mai aproape, vă rog. 1, 2, 3. Și domnul Cavaleriu. Frică, nu primar, nu-i care cercoare. Ne ascultăm, nu? Ce pe puntare nu dacă participați la toate știți, avem și un problem. Dar trebuie să vă spun cuvântul să ne spuneți. Domnul Cu. Da. Pentru că nu ești am de spus, o vagă idee. Da, ești o vagă. Da, deci, fiind la această oră, după 2 ani de zile, n-am primit un răspuns negativ sau pozitiv pentru cererile mele. Nu știu nici ce să vă vorbesc cu treaba asta. Încep să cred că este ceva intenționat. Deja satul vorbește că vezi dacă ai dușman la primărie, că te scoate de acolo, fă-ți bagajul și pleacă. Nu nicio problemă. O mai pleca cu oameni. Solicitările mele care le-am adresat s-au rămas fără răspuns. Deci, chiar două anul ăsta, una în ianuarie și una în februarie, în Leopard, în aprilie, acum. Eu știam că în termen de 2-3 de zile să dăm un răspuns, așa e o lege, dar nu se respectă treaba. Domnul Zman, nu are nimeni nimic cu dumneavoastră și nici nu știu cine vă solează să vă faceți bagajele sau ceva de genul ăsta. Aici suntem în proședință statutară și consiliul Consiliul Local. Da. Eu zic că e singurul loc care ia decizii în comuna locului, împreună cu aparatul propriu primar, cu secretarul, care poate să ia decizii vizavi de ceea ce ai vrea. În rest, bârfii, povești, lasă-i acolo la ușă înainte să-i încerciți și aici stăm în cursuri voastre. În rest, povești și ce mai au jumătate pe la, eu știu, pe la Crăjmul, prin vecini, nu știu, nu știu că nu pregătați așa. Așa, ce au zis pe acolo, lăsați-l acolo, că e mai bine așa. Noi lucrăm în baza legii, pentru că avem o situație nu tocmai ușor de rezolvat, de asta și durează atât de mult. Încercăm să găsim soluții. Dumneavoastră nu ne puteți imputa nouă faptul că din 2011 sau din 2013 ați închis un IEI, o întreprindere individuală, da? Pe care e concesionat. Și acum veniți să ne imputați nouă că nu vă dăm terenul dumneavoastră. Încercăm să găsim o soluție, să vedem cum putem face. Deci, legal. Treaba asta. Legal vorbim. Deci nu are nimeni cu dumneavoastră și nu cred că are cineva cu interes acolo, așa după cum spuneți dumneavoastră. Interesul nostru este să rezolvăm în mod legal de asta. Și de altă parte avem o grămadă de alte probleme de rezolvat. Adică nu prea dumneavoastră ar fi una din eluat în seamă. Dar din toate la rând, așa, și încercăm să ne punem pe rădor și rezolvăm. Și mă repetează, rezolvăm legal. Nu este o ușoară. Vorbim de terenul statului, vorbim de concesiuni, vorbim de faptul dumneavoastră, așa că spuneam anterior, ați încetat-o, ați reziliat, practic, societatea pe care o aveați, pe care era concesiunea, e simplu. Iar părința noastră este chiar să rezolvăm situația, nu... Deci, rezilierea societății a fost involuntară. Eu... Dar nu era grija noastră, nu vă supărați. Nu trebuia să vechem noi asupra faptului că societatea mai este în
mai este viabil sau mai este în perioada de valabilitate sau nu. Nu știu cum să mai explic. Poți să fii înțeată de angajații de la primăria Măgura Societate. Păi eu nu cred. Cred că la dumneavoastră eu ăla a fost reziliat din Camera de Comerț. Sau cine nu a fost reziliat din Camera de Comerț. Cum că eu n-am făcut în numele societății nici o tranzacție. Și am fost acasă în societate de la începutul contractului în 2005 până în 2021. Din persoană juridică, dar eu v-am adus la comisie, dar nu ne-am dat nimeni niciun răspuns. Eu nu am văzut acolo țigări, băuturi, și nu știu ce, și aveam societate. Dar e vorba de văzut sau, dar a fost rezistat cu societate, nu? Da. Parcă așa știu, nu? Ei sunt o vasele sau cum sunt? AFE. AFE, da? AFE. Da. La vremea respectivă, când s-a făcut concesionarea, o parte de dumneavoastră știți. Nu, este totul legal. Deci, intabulat terenul este cadastrat. Dumneavoastră spuneți că ați plătit ceva. Probabil ați plătit taxe de autorizare a anuală în vreo. Dumneavoastră ați declarat că acolo desfășurați o activitate. Nu? Eu așa cred. N-am declarat. Urma să desfășur o activitate acolo. Dar, din păcate, datorită da. Bacăului care mi-a găsit urbanismul, terenul extrabilar, care am dovada, n-am putut să-mi fac ceva să fac acolo. Am putut să fac un atelier mecanic. Deci sunt niște chestii care s-au suprapus una după alta. Eu n-am fost deja... Dar nici nu se te întreagă, credeți și vă rog frumos, nu mai aplicați urechi la tot felul de povești. Chiar e foarte bine că au fost probleme acolo, în zona unde se bea apă potabilă. Am sunat, dar prin zonă, ies în fum, e foc, m-am dus, am luat primele măsuri. Am fost acolo aproape, dar... Nu, 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 asta, camera de comerță, care este pentru lipsă de activitate. Da, de lipsă de activitate. Nu, 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 da, mă rog. Și de atunci, nu, 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 nu este personalitate, adică nu sunt lucruri care se întâmplă în fiecare zi. Sunt la nivelul comunii, pe orice mai sau orice mai. Nu sunt orice mai. Hai să. Nu se bată în voi. Da, sunt la camera. O răspuns la cele care nu le-am solicitat. Urma să primiți domnul Zmău. Aia din a patra este de la... este repartizată din ei, numai că eu am fost în concediu medical până de 24-a. A fost o lună de zile în concediu medical. Aia din luna a patra este la mine. Eu urma să solicit compartimentului urbanist să vină, să vă cheme pe dumneavoastră la noi, să mergeți împreună, să stabiliți o dată și o oră de comun acord, să facem un proces verbal de constatare acolo și să vedem ce putem face, că nu-i simplu. Nu este simplu astăzi, astăzi este joi, da? Vine 1 mai, după 1 mai, săptămâna care vine când? Poate să vină și marți, să stabilim o zi de comun acord. Marți veniți la primărie, la ora, la ora 10. E bine? Nu pot la 10 marți. La cât puteți dumneavoastră? Când puteți, spuneți, stabiliți dumneavoastră. Frați, aveți program. Ca să pot anunța urbanism. Mi-a privat ceva. Dar documentațiile respective sunt, doamna secretar. Nu am niciun proces verbal de constatare din partea aparatului. Putem face un proces verbal de constatare acolo, fără prezența dumneavoastră, faceți veniți la primărie, mergi împreună, faci procesul de urmă. Domnul Deliu a făcut ce mi-a cerut. Păi da, domnul Deliu nu face parte din aparatul primării. Asta ați făcut o ridicare topo cu domnul Deliu. Da. Ați făcut o ridicare topo. Acum... nu e ridicare topo. Nu, o ridicare topo, am zis. Ați făcut o măsurătoare topo. Mi-am făcut la primărie, da? Mi-am făcut la primărie și vedem ce de făcut, de unde începe și unde. Domnul Vasile. Domnul Vasile, miercuri, dumneavoastră, cu compartimentul de specialitate de urbanism, o să vin în teren la dumneavoastră să faci un proces verbal de constatare. Asta este un prim pas. După aia, doamna secretar cu domnul primar și compartimentul de specialitate, o să vă spună pașii pe care trebuie să-i urmați ca să intrați în legalitate. Absolut nimeni, chiar vreau să intervin, că
Dumneavoastră ați pățit un lucru ce se mai întâmplă și chiar prin zona Cujnic. Și trebuie să o spun și în ședința de Consiliu Local. Nu știu cine se duce și să spună că îi spune domnul Ismău că sunt probleme, că îl dă afară din casă. Apoi le spune altora de pe Cujnic că s-a mutat asfaltarea de pe strada lor și îi pune asfaltul domnul Brânză la poartă. Bă, sunt niște chestii care sunt penibile. Și ar trebui să deci, sunt persoane deci, care da, au prea mult timp. Nu e normal. Mie nu mi-aș fost vede. Deci nu am scris, dar nu cum s-a scris domnul. Da. Mihai, deci eu, tocmai asta e problema. Eu trebuie să-i explic cu oameni buni. Nici nu domnul Brânză nu îi spune asfalt la poartă. Că nici lui nu e prins în proiect. Deci sunt oameni care au timp liber și vorbesc aiurea. Și toate lucrurile astea se răsfrâng asupra primarului, asupra Consiliului Local și lumea crede că noi facem cum vrem noi. Sunt niște proiecte depuse la finanțatori, cum e depus proiectul, așa moare, așa se va termina. Și lumea își dă interesul. Dar ca să revin la problema domnului Vasile, ăsta e un prim pas. Și mai ușor e de penicat, de aruncat povești. Nu, deci sunt niște chestii care nu sunt în regulă, nu e în regulă. Domnul Smori, bine așa? Miercuri la ora? Doamna secretară a fost cu piciorul în gheps o lună de zi. Deci dumneavoastră avea o revenit la serviciu. La 11? Miercuri și cu piciorul. Păi haideți, miercuri la ofis, marci. Vedeți, miercuri. Piciorul la urmă. Problema mai mult din acolo juridic la dumneavoastră. Acolo este. Ori mai gândim atelier, nu mai gândim mare. Deci, sentimentul cu tot fii, nu asta e problema. Din atunci juridic e problema. Să vedem cum o putem îmbrăca, ca să stea în picioare, să fie legal, să stai și la tamiști, să stăm și noi liniștiri. Pentru că noi tot discutăm de concesiuni, de vânzări de astea, ai terenul statului și de atât de puricat, să atât de mică luți de lucrat, nu? Nu, 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 poate și tu. Avem secretar, avem un aparat de juridic, specialist, nu știu ce înțeleg. Bine. Domnul Popa. Vă mulțumim la urmă de cinocentru cu o cerere pentru Islas. Tăcoare mare. Am îmbușat un cercul de funcție, am și anul ăsta depus, acum am un depun de dar. Domnul pentru concesionar. Asta este. Concesionar Islas. Nu e închiriere. Nu mi s-o acorda, pentru voi. Nu mi s-o acorda, pentru că o fost Islas pentru vaci. Acum Islasul o devenită a oilor, nu mai este pentru vaci, dacă o țin în grajă 4 ani de zile. De ce și pentru ce? Am avut 3-4 vaci, poate trebuie să revin să termine unui poțet, numai în grajă. Care e modelul și din ce cauză? Aș vrea și să au problemă. Dar să știți că noi nu dăm un mod preferențial de slază cu Ivane, nu chiar nu avem un interesor, dar și nici nu este interesat. Până la urmă, cu toții sunteți locuitori al comunului, vedea să se dar dacă la o anumită dată am avut scos la concesionare, s-a concesionat, așa vreau să înțeleg. Vădeți că eu am făcut din plinul. Obligatoriu, a fost public. Adică noi am concesionat, am scos la concesionare. Acum putem să ne iei și dumneavoastră, eu știu și voi să nu știți să facă solicitare. Noi ar trebui să avem izlați pe care să ne punem la discuție. Ori nu avem. Nu aveți? Nu. Trebuie să concesionăm. Nu. Gheorghe. Nu sunt. Și nu după. Deci când am avut anul trecut, anul trecut v-am întrebat, a spus că este izlazul vașilor. Unii e izlazul vașilor. Era o bucată de izlazul de unul șapte, poate cu un acord, au zis că asta este. Avem cereri depuse, mi-a răspuns cererea ca primărie. Cererea de dumneavoastră. S-a spus că izlazul e concesionat. Izlazul le-am și pe mine așa deschide. Nu este măsurat. Cine și cum are. Așa. Avem 114 de hectare, îți lasă comuna lor. Vreau atât ai să-ți avem. Dar e concesionat. Mai mult decât cine să faci. Domnul primar, am înțeles, este concesionat. Dar noi cu animalul, ce face? Nu știu. Păi cui îi lasă concesionat? Chiar nu știu. Vreau să nu știu. Deci dumneavoastră, când vă cumpărați animale.
Domnul Popa, nu vă cumpărați animale pe gândiți ce faceți de ele și unde duceți și la poșunat. Nu, dar trebuia să... Nu trebuia să plăcești toată lumea care are animale în țadă. Băi, omule, pot să procesionesc exact satului, nu-i am... Izlați că un alt pierd cu faci. Domnule, dacă și-a supărat, am zis cu patru, face statul, după ce și-a mai făcut ce-a mai făcut. Domnule, uitați-vă, uitați-vă... S-a și procesionat cu patru ani. Nu, dar avem un strategiu, ai, că nu am avut când era la 84 de ani. Stai, că nu am avut când... Lumea ce mă rog, am avut acasă. Uitați-vă, recitiva, uitați-vă la doamna doctoriță și atunci pierzi vechea, de când vieți în urmă. Bine, și plătim vaccinare, plătim mă vedeți. Sincer, noi acum 3 ani de zile, eu sunt consilierul al doilea mandat. Da. Acum 3 ani de zile înainte să se scoată la licitație sau să se concesioneze, să închirieze această pășune, vă spun sigur că au fost public, au fost oamenii ședință care și-au manifestat interesul. Deci vă rog din tot sufletul să nu credeți că nu, nimeni, nu, păi nu. Modalitatea de anunț public, când se face ceva, de exemplu, și când se vinde un teren sau se vinde ceva sau se cumpără ceva, la vizierul primăriei și pe pagina de internet. Nu trimite, o secundă, lăsați-mă să vă spun cum e modalitatea. Nu trimite nimeni prin poștă acasă unui crescător de animale sau unui orice să-i trimită să-l anunțe. Dumneavoastră, ca și crescător de animale, oarecum fiind interesat, știți când se scoate la licitație și să vă depuneți dosarul? Acum, dumneavoastră, până ați mai avut vreodată teren închiriat sau concesionat? N-ați mai avut. Niciodată. Păi nu. Eu vă spun sigur. Dacă dar nu, e puțin probabil, pentru că vă spun, au fost discutat, au discutat și în ședința de Consiliul Local, au fost niște chestii publice. Nimeni nu și-a permis, vă spun, nimeni nu și-a permis să facă pușcărie pe un pic. Așa, să ascundă chestiile astea. Că dacă s-ar putea ascunde chestiile astea, ar fi caz de închisoare. Pentru prima dată, deci eu astăzi... Dar bă, foarte bine că veniți, că sunt lucruri care... Foarte bine, asta este un lucru foarte bun, dar vedeți dumneavoastră, și noi în felul ăsta aflăm de situații și probleme care sunt în comunitate, că nu avem cum să le știm pe toate, dar dumneavoastră sau orice cetățean care are o situație așa, el trebuie să se intereseze când sunt. Ele s-au scos la licitația cu 3 ani. Următorii 4 ani în zile. Deci legea... Păi nu, ce putem? Trebuie să vedem dacă se găsește. Și dacă mai există vreo bucată de teren disponibil, da. Hai să vedem.
Domnul, ca să știți cum e, ne lungim. Și noi, pentru că avem câte o vacă, noi n-avem nicio prăjină. M-a sunat și a zis, suntem neamuri și nu ai voie să scoți ca epidial. Dar știți destul de bine. M-am sunat și am vorbit cu dumneavoastră. Când m-ai pus, ne-au pus și cu altă de teren. Da, privat. Nu ai voie să trăiești nici mare cu căruța sau cu piciorul sau cu ceva epidial. Deci eu am bucat. Ce s-a închis? Trebuie să trec într-o capă de cealaltă. S-a închis. Doamna Nuțu, cum da. Îi Maricica sau ce? Nu, Nuțu... Elena. Elena. Nu are intrare. Are nu are. Mă rog, pentru că s-a prezentat la concesionare, atunci la tine. Și noi, discuția pe care o purtați acum aici, trebuia purtată când s-au făcut concesionări sau închiriate sau contracte de închiriere. Asta nu înseamnă că, este punct de vedere al meu, asta nu înseamnă configurarea. Asta nu înseamnă că noi, vă alungăm de aici, nu. Ne gândim, domn primar, cu toți, să vedem, stăm de vorbă și cei care asta e ceva. Asta e ceva. Stăm de vorbă. Dar am discutat la aceea, de fiind la Cuicolei, ce-o venit la Cuicolei? Nu e discuții cu putea aici. Vasile, doamne, ești destrugat, da? Domn primar, nu știu. Tu ești destrugat, da? Destrugat eu? Da, nu ești destrugat. Nu, cine e destrugat? Soția ta. Nu. Soția ta, da. Când a venit domnul Cuicolei? Nu. Așa, explici și-o, Vasile. Domn primar, nu o secundă. Nu se vede. Eu răspundam discuția. Ce ai fost tare destrugat? Pune-mi acum. Vă rugăm frumos. Aveți vreți ce vreți. Haideți să ne adunăm cu toți mințile. Așa, să vedem. Stăm de vorbă cu cei care au mințile. Vom găsi o formă. Lăsăm o formă. Ca să trăiască și ei. Dar la discuții de așa. Nu, un secundă. Nu suntem noi vinovați. Nu este vinovată nici conducerea primăriei de atunci. Pentru că dumneavoastră n-ați fost atunci pe felie. Vom găsi o formulă. Trebuie să găsim. Dar nu sunt presiunea. Adică fiți băieți cu patul ăsta, nu vine mai să vedem pe mine. Nici noi să vă promitem marea făcare, dar cere. Faci tot cere. Dar sunt cere, făcut de fiecare. Faci tot cere. Dacă să mă identific cu vreo bucări, da. Asta nu are. Identificat, adică le nu are. Nu poți să-l pelați. Lasă-ți și ceilalți. Să știe suprafața pe care și-a făcut. Consiliul local anterior, pentru cei care au scăpat, iar pe acolo, vom găsi o formă mai trebuie să vină, dar nu de problemă, pentru cei care nu au spus. Nu este la apropierea de aia, nu este la formă, nu este la apropierea. Nu sunt, dăm acolo să treabă. Mulțumesc. Cel care a concesionat cel mai mult teren,
să-l invităm împreună cu domnul la o altă ședință și poate îi lasă și lor câțiva hectare. Trebuie găsit o soluție. Adică totuși sunt niște animale care trebuie să fie văzut cei care au face. Condamnate la moarte că... Dar nu le duc-o. Aruca responsabilitatea de Consiliul Local sau de Comar că nu ai pășunii pentru frații care pe oameni pe care ți le-a plâns de copilul. Tu ești apelat la bunătate. Ok. Vreau să domnul Cavalero, vă rog. Domnul primar. Da. Ce voi trebuie să spunem care rost? E la Matei, până la tata de mare, e scris las. Nu stăpărește nimeni. Dar de aici sunt ni rușine sunt aici, ni rușine sunt aici bine. Ia, băgați-i acolo cu căprii, cu toți să facă curățenii. Da, vă rog, vă rog, iau după, vă rog, iau după. Nu iau după nimeni, de ce nu stăpărește care lemne și bine din lemne din sate, dragii mei. Dar n-are treabă cu care e problema. Eu n-am probleme cu nimeni, doamne, de fapt. Eu mă lasă că am și o mă zici, cu aici, duc unii nu trebuie. Am și eu, voi, am avut 50, dar le-am văzut că l-am avut exact. Dacă identificăm teren care a fost închiriat și nu este întreținut, asta vrea să spună. Corect. Nu este întreținut. Nu este, ia să contrast. S-am identificat, definiem contractul. Și a finit și acolo de transa serenă. E bărubit. Să prești nimeni, dar nu mi-am revins și gândit în zara. În trasat terenul, băi, faci un proiect, să puniți acolo. Dacă este teren, este la bani, de modera stărăbă, domnul Tristan, la etică, la bani. Da, de acolo, hai, mă spuneți și prești la terenul. Să se acolo e înfăturit și mi-a spus cine nu-i pot. Eu cred că tu vrei spatele casei tale, eu vreau să-ți spun. Dar spatele casei mele, nu anul trecă. Să știți destul de bine, spatele casei mele, eu cu violin care l-am la mine, am mers, am tăiat schinii, o schinii din asta. Din spatele grădinii mei mi-am tăiat cu 2 hectare, 3 hectare de schin. Am tăiat eu acolo. Hai să facem așa. Și după aia au venit Luțu. Și s-o apuca și ei să taie, să curățe izlazul, am trecut. Mâine o să apetezi problema și cu urbanistul nostru, să vedea și cu topometrie, să vedea ce suprafețe vă rog. Dar eu nu vă pot garanta că oamenii au chirii acolo și nimeni nu vă poate garanta că vom rezolva problema acolo. Se poate rezolva. Doar dacă găsim o soluție cu ei. Pentru că dacă ții dispozitiv, dacă ții dispozitiv, rămăsesi la cum să vă spun eu, la mica înțelegere. Voi cu ei să aveți și voi cu căcicare. Acum, dacă mă gândesc bine, cu cata aici, cu asta necurățat, când îți vin vreo 3 ani de zi. Da. Unul avea, ăsta avea, Gheorghe avea și la banii s-au curățat, bate el avea și l-avea curățat. Dar nu i-am pus animalele alea. Și acum mă trebuie să tai schinii, ca să nu mi se adăta. Dar vă rădă să munce. Măi, mâine rezolvăm problema cu urbanii, să vedeți ce ne rădă și cu copotarii. Spune, domnul Cavalea, am să te țin, dar spune problema mea. Vreau să înălțare în soare și pe aici. Vreau să fătorile de înălțare pe aici. Ce mai n-am făcut. A, dumneavoastră veniți să vadă ședința. Atât. Ce mai n-am făcut. Dar ce mi-e frumos, dar ce vreți să rămâneți în coordinare, nu ați problemă. Nu e nicio problemă. Bună ziua. Avem 10 proiecte. Deci trecem la primul proiect pe ordinea de zi, privind aprobarea înființării serviciului public local de gestionare a câinilor fără stăpân și a reglamentului de organizare și desfășurare la nivelul comunii Mândra. Bun. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți. E o problemă vechi pe care cunoaștem cu toții. Asta e unica modalitate. Să fie cineva la discuții? Să-l prezinti șeful. Întrebare. Lucian? Vorbim de un operator regional care va prelua sau opera... Deocamdată noi înființăm serviciul pentru că așa prevede legea, nu poate... deci... Este obligatoriu. Este obligatoriu. Colectarea, sterilizarea și au poși care se face. Am înțeles. Sau rezolvarea acestei probleme și poate face numai în cadrul unui serviciu autorizat cu tot ce ai spus. Apoi acest serviciu se poate delega, nu? Poate fi delegat prin concesiune directă către o societate de profil. Da, o vedea și decizii, nu după ce... Dar zona metropolitană se mai desfășoară? Se derulează din zona metropolitană, în desfășoară, dar... În momentul când zona metropolitană se renunță la serviciul ăsta, da? Mulțumesc!
E bine, ați văzut ce contractul, da. Da. Bine. Este ați văzut că este un proiect de contract, la hotărâre? Da. Am priceput. Da. Cine este pentru? Abțineri? Ok, trecem la proiectul următor, privind aprobarea efectuării unui proiect de interes public, asfaltării suprafeții de 1990-1984, strada Bujorilor, număr cadastral, situată în intravilanul statului Mărgurea. Acolo era o... Bazinul Parcă Copie, da. Da, e strada care duce. Bujorilor... Deci strada Bujorilor care urmează să intre în... în inventarul comunii Mărgurea. Da? Acolo se va face gospodărea de apă a, da, a comunii Măgura. Speră să se întâmple și lucrurile. Și avem și o cedare, da, o donare, exact, referent la o persoană fizică, nu? No, ea nu, nu poate, ea nu poate întotdeauna. Nu poate dona. Îl are garantat la prima casă. Cine este? Votăm. Cine este pentru? Abțineri? Proiectul numărul 3, privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul de personal din aparat de specialitate al primarului, Comunii Mărgurea și a celorlalte structuri și servicii publici subordonate Consiliului Local al Comunii Mărgurea, începând cu 1.5.2020. Deci, după cum știți, a fost aprobat un proiect foarte, foarte bun, zic eu, și cred că sunteți de acord și dumneavoastră, fi social, cu angajarea unui număr de 5 persoane, îngrijitor la domiciliu și un asistent social coordonator. Și ca atare trebuie să modificăm organigrama, ca toate aceste costuri să fie prinse în organigramă. Fondurile vor fi suportate în totalitate drept de la Ministerul Muncii, pe o perioadă de 17 luni. Perioada în care zic eu că serviciul ăsta are să-și arate și potențialul și eficiența, după care vom hotărâ ce vom face, cum vom merge în continuare. Dar eu cred că vom găsi și resursii și suporta echipei și alte surse de finanțare pe viitor. Dacă va fi un serviciu viabil și eu chiar cred că așa va fi, până la urmă putem întreține și din bugetul local și, bineînțeles, și din resurse atrase. Pentru că aparținătorii pot foarte bine să plătească o sumă către serviciu de asistență socială, din care se poate fi plătit salariile și tot ceea ce constituie buna funcționare a acestui serviciu. Eu zic un lucru foarte bun. Felicitări, doamne Ilona. Dumnezeu l-a făcut cu aparatul de specialitate. Chiar. Domnul Lucian, sunt patru aprobate precizare și apoi intervin eu. Puteți. Da, chiar dacă nu eram atunci, am apucat să-l fac înainte de a intra draftul. În mare parte proiectul de hotărâre știu despre ce este vorba. Era obligatoriu să fie asistent social acolo, înființat așa cum este structura care ați văzut un proiect ăla care ți-a aprobat dumneavoastră, cred că 27-3-a. Da. Da, da, dacă atunci am intrat eu. Pe 7-a 3-a, nu pe 7-a făcuse. Altă, da. Așa. Nu e un efort deosebit pentru Consiliul Local, pentru că postul ăla de asistent social, postul ăla de asistent social va fi ținut de doamna Elena, adică nu plătim încă un om. Asta era următoarea întrebare. Este obligatoriu să fie... El este acolo. Nu, așteptați un pic. Este obligatoriu... Mă scuzați, domnul Lucian. Da, vorbiți, deci eu căutam ceva. Este obligatoriu să avem exact 5 oameni angajați cu postul de... Nu, era fundamentarea ca să treacă proiectul. Am înțeles. Ideea este în felul următor. Doamna Ungureanu, o parte din banii care sunt la primărie, care a zis în proiectul acela, de fapt, este sunt salariul doamnei. Pentru că ea va susține partea de asfaltă. Nu mai aducem încă unul. Da. Asta o fost, da? Da, așa mi-a explicat Elena. Da. Elena a scris că ea nu învăța primul. Nu ne-a scris proiectul. Partea de... Da, e care este situația la lui care... Sunt patru aprobate la nivel de sat și cu el un șefiu. Da, da. Proiectul ăsta a venit mână în mână cu o finanțare care se va lansa pe data de 5 mai pentru construirea de centri de zi îngrijire de persoane vârstnice. Primăria Măgura se află pe lista la nivel național. Avem în jur de 500 de persoane care sunt înregistrate ca fiind vârstnice peste 65 de ani și care ar necesita îngrijire la
ori la domiciliu, ori la centru de zi. Să dau în jur de 1.200.000 de euro pentru construirea unui astfel de centru de zi. El este echipat, va fi echipat cu sală de, pentru psiholog, pentru kinetoterapie, foarte multe cabinete incluse în acest centru de zi. Să dau bani pentru construire, pentru dotări, o mașină electrică pentru transport la domiciliu, pentru că se poate, trebuie, el trebuie să funcționeze, să ducă până la 50 de pacienți pe zi, nu simultan, pe zi, pe așa, sau 25 de pacienți la domiciliu. Construire, dotare, plus o parte din cheltuielile de funcționare. Interesant. Sunt 1.200.000 de euro. Modalitatea de depunere, la nivel național, sunt bani pentru vreo 70 de astfel de centre. Primăria Măgura este pe listă. Nu e foarte complicată depunerea. Se depune o notă de fundamentare și un deviz general. O firmă de profil poate întocmi o astfel de notă și un deviz general în vederea depunerei. Inițial, depunerea trebuia să fost pe 24 aprilie și au amânat-o până pe data de 5 mai. Se depune cu nota de fundamentare și devizul trecut prin Consiliul Local și terenul identificat, să știm că există un teren, nu știu dacă pentru astfel de construcții trebuie o amprentă la sol de 3-400 de metri pătrați. Păi de ce avem măcurat dacă ne putem plea pe ce avem loc? Pentru că vine, se cuplează, se mulează foarte bine pe proiectul ăsta pe care noi deja suntem integrați și m-am uitat pe grela de punctaj. Dacă să derulăm și noi derulăm momentul de față, avem un punctaj superior față de alte primării. Dacă avem serviciu înființat. Da. Bine, ăsta pe care clar o supunem la vot, dar e o paranteză și zic că... Da. Deci, dacă faci nouă... Eu solicit întreținerea la domiciliu. Aveți 60 de ani? 60. Bun. 67. 67. Da. Bun. Să votăm, okay. Nu? Votăm. Cine este pentru? Cine? Împotrivă? O să vă trimit ghidul pe WhatsApp, doamna secretar. Proiectul trimit domnul Gureaș. Trecem mai departe, doamna secretară, da? Proiectul 26, privind alegerea de ședință pentru perioada mai iunie 2020. Propun pe domnul Berușcă. Eu accept. Ok. Domnul Berușcă acceptă și ar trebui și un suplant, da. Nu? Dacă domnul Berușcă are o problemă și nu poate... Haideți să votăm pe domnul Berușcă ca titular. Ok. Cine este pentru? Da? Cum ai invitat, da? Domnul Berușcă. Deci, trei. Sunteți pentru? Cum? Nu, suplant. Un suplant. Da, un suplant. Suplant? Cine? Da. Cine propune suplant? Sunteți domnul. Adică sunteți în zonă. E mai o serie. Sau cum? Suplant în care nu mai propune. Nu care ne-ar ce face. Nu mai ce bune. Nu mai ce face. Cine face? Dacă nu mai propunește nici. Propun pe domnul Tresaru. Da. Domnul Tresaru. Ieduț. Schimbă la titular. Cred că a fost la trecută. Da. Votăm supleantul. Cine este pentru? Da. Proiect de hotărâre numărul 27 privind alocarea imobililor cu număr cadastral 65223, 62109 și 64780 aflate în domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău. Domnul primar, vă rugăm să ne dați câteva amănunte. Deci avem 3 suprafețe de teren la 100 de apă a localității Măgura. Exact. Una la cea de sine pe care o știm cu toții de la gospodăria de apă din 1999-2000, când a fost construit de bazinul la gospodăria veche și celelalte două suprafețe pe care le-am cumpărat noi anul trecut, cred că în cursul anul trecut, da. Ca să putem construi acolo, este necesar să le alegem grupul ăsta cu trei documentații cadastrale. Nu știu, planul.
Dar vedeți să faci un pus curat, ceva acolo, acum, nu știu, vedem că e și o licitație. Ce să fie repede? Dar ca idee pentru orice vreți să construim în viitor, este necesar să avem, este necesar să avem o singură locație asta, da? Ok. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu. Proiect de hotărâre numărul 28, privind aprobarea vânzării unui teren concesionat aparținând în domeniul privat al Comunei Mângura, pe care sunt edificate construcții. S-a făcut cineva în conflict? Cine, doamna? Doamna Țițu. Doamna Țițu. S-a făcut cineva în conflict cu doamna Țițu? Nu, e doar vecina mea. Atât? Dacă se relație cu Dumnezeu, ceva. Nu. Este casa acolo, deci sunt de valoare. Doamna vrea să vină mai din străinătate, să plăsi acolo. Are valoare făcută, tot, da? Da, valoare făcută, știți că e pentru votă, da? E norocos, oricum o cumpăr la fie fiindcă. Cine este pentru? Nu? Abține? Ați văzut, vedeți dacă sunt făcut. Da, stă cineva acolo acum? Da, ești îngrijit totul, e îngrijit, da, vin. Acum două săptămâni era acasă femeia, când eu a intrat ala cu mașina în gară. Intrala, mă gândeam. Da, era acasă ea. Am sunat-o și i-am zis. Ea săraca nu a auzit. Eu am ajuns exact când nu intra băieți, după ce intra. Știi că era cu ochii în telefon, când nu-i scris. Eu am fost o reparat. Da, imediat, mai trebuie. Le-a făcut poza asta cu ochii. Era la mare, e atâmplător. Da. Ok, trecem la proiectul 29, da, vă rog să fiți atenți, da? Proiectul 29, privind acordarea unei facilități personale angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mângura. Deci este vorba despre facilitatea de contare a acțiunilor de transport, da? În sumă, da. Da. Cine să fie la cuvânt? Domnul Brâns. Reprezentați cu ei sau cu e ceva discuții, vorba da. De susținerea aceea. 7,5%. Da. De câți bani? De câți bani? Câți bani și care sunt persoanele? Câți bani și care sunt persoanele? Nu sunt minimale. Vedem atât, 130 lei persoane, ceva de genul, maxim. 130 lei persoane pe lună, sunt 4 persoane? Da. 4 sunt pe lună și așa. La numara bine? Deci, da, la primar, Răzvan... Răzvan, cine mai este la el? Da. Deci, mă atrag doamna secretar, urbanismul și doamna... Costică? Există, există alte primării care au aprobat așa ceva, foarte multe. Există și ședințe care au contestat prefectura și l-au câștigat în instanță, deci... Dar nu fac să știți că la cele două, deci ați scris în proiect niște hotărâri ale curții constituționale, parcă, da? Nu, ale... Decizia curții de apel. De apel, ia. Sentința tribunalului. M-am uitat în decizia aia și nu se referă la decontarea cheltuielilor de transport zilnic, ci se referă la decontarea unui cheltuiel de transport cu zbor, cu avionul străinătate pentru un act medical. Decizia vă dau, eu vă trimite cu apel, calculator. Și mai aveam o... Da. Dacă nu mă mai scrie nimeni la urmă, mai aveam și o observație. Fiecare om când... Și alege un job, da, și alege și distanța la care merge la servici. Asta e. N-am terminat, dar nu m-am luat. O obligativitate să ne... Acum așa este cazul, dacă e să o luăm așa la una băieceanul, și profesorii sunt, pot, eu știu, persoane care au, și-au ales jocul ăsta. Da, cum profesorii uneori au fost detașați. Adică la anumită școală și au ales ei școala, nu e în funcție unde au câștigat concursul și cum au căzut în note, vedea? Da. Ok. Mai are ceva? Mă scuzați. Nu-i problemă. V-am întrebat, da. Nu, dar să am spus o întrebare, este efortul bugetar și e în jur de 7,3. Da. Problema este următor. Zic eu. Când întâmplarea face ca persoane respective să fie și persoane de bază ale OAT-ului. Dacă stăm așa, vrea că se dânghe. Asta este adevărat, de ce nu?
Și nu s-a pus niciodată problema mea, dacă trebuie să mai vin o dată de acasă, ea ca vine de acasă dacă e chinu și mai vin încă o dată. Și vin da, să știi. O mașină și e foarte mare, nu aici ar fi pierdea, nu chiar atât de mare. Punctul meu de vedere și zic că o bune a tine, mă, eu cred că... eu cred că... eu cred că orice... toate persoane angajate în aparatul de specialitate al primarului sunt persoane de bază, nu? Nu cred că sunt numai 4 sau 5. Toate, altfel, nu știu de ce sunt acolo. Eu aș spunea altceva. Așa ar trebui să fie un vârf. Așa un vârf. Nu există, practic, au făcut într-adevărul de efort deosebit ca să ajungă. Sunt primar, dar nu face neocalitate. Eu vă mai întreb ceva, domnul primar. Vă rog. M-am luat, așa să zic, între ghilimele de domnul polițist local, mai multe ori. Foarte bine. Să vă mai luați atât. Poate mai ales că nu vă mulțumesc. Multe ori mi-a răspuns că n-are cu ce să deplaseze. Că n-are mașină, una, și că s-a deplasat cu mașina lui, dar n-are benzină. Păi, nu facem o discriminare? Asta nu trebuie să trebuie, nu trebuie să motorină. Unde vrea să deplaseze? Unde vrea să deplaseze și nu are cu ce? Trebuie să nu este deplaseze. Este, normal. De exemplu, eu nu iau parte, dar nu înțelegeți. Eu nu iau parte, dar de exemplu astăzi... Autoturismului primării, din dotarea primării, sunt la dispoziția personală, nu neapărat la primarie sau ce. Nu întotdeauna. Nu totdeauna, dacă cred că primarul cu Biar, îi cred că primarul, dar cred că poate un fel ați văzut și pe Răzvan Daugani, îți poți să ce o ia. Ia și domnul polițist local, nu am o problemă să-ți sau neapărat. Eu am întrebat. Întreaba asta. Astăzi, țiganii care au scris cu plecări, au ridicat țevile de care s-au scos de la agrarii. Le-au luat pur și simplu. Eu am sunat. L-am sunat pe domnul polițist și le-am spus și-o intervenit și foarte bine. Mi-a reproșat că intervenit cu mașina lui personal, că nu au mașină. Și că nu-i problemă. Și ce se face? Să-i deportăm combustibilul? Nu, să-i deportăm de la de acasă. A intervenit și eu. A fost o perioadă când am dat la ea, era mort, dar sunt destulat și morți din el. Acum sunt două mașini și altele, și alte mașini. Dar nu stau toate cum stă mașina, cum stă Dasa, la primărie. Dacă știu perioada, dacă fie omul bolnav, deci de primară, să stă mașina acasă, dacă sunt. Sunt de acord cu dumneavoastră. Toate mașinile sunt mașini de serviciu, trebuie să stea la ora 4. Urând ce spun, acum dă-mi stai de acord. Ora 4, cheia și mașina la primărie. Ca mașina să stea la primărie. Doamna, să dau fața cimitirului central, pe cimitirul evreiesc. Și din alte părți, dacă le arată da, este o situație pe care o să mai există o inițiativă parlamentară în sensul ăsta pentru personal de primării. Că nu e supus dezbaterii și aprobării, dar există, într-adevăr, pentru personal de primării, pentru decontarea cheltuielilor transport, pentru primării din mediul rural. Dar nu este lege, încă nu are față legal. Nu, e de... pentru cei care vin din altă localitate, stau din Bubaș, pe cei care sunt localitate. Ok, mă, dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Putem da, spuneți. Vis-a-vis de aspectul ăsta? La noi? Da. N-am mai avut până acum așa ceva. Asta e afirmație, nu-i ferme. Deci nu am mai avut până acum deportarea și lucrurile. Ce fie mai aveți? Dar au fost ceva cu benzina. A pentru abonamentele de autobuz. Pentru abonamentele, da. Au fost toate în sute de ori. Deportarea asta se face și asta într-un cadru legal, nu... Era fost făcut în Norvegia și să pretez că vin din oraș să fac o foie, să îți dau un exemplu așa, nu. Dar acolo era o chestie care nu prea era și de așa. Da? Câte lucruri descoperi, sau da bani. Asta e. Deci, este un proiect, îl supunem la vot, fiecare decide cum votează. Cine este pentru? Abține? De abține? Da. Da, și eu. Am niște semne de întrebare, că un domn te spunea cineva personal. Dar am niște semne de întrebare că nu-i încă iregul, nu știu. Fără, deci, Doamne ferește, că n-am nimic acas cu colegii noștri, cei din primărie care beneficiază. Dar nu de ușor înapoi. Da, da, nu. Nu, ceva nu-mi bagă mie în regulă, știu.
Nu, nu-ți zic că contra, n-am nimic. Delegalitatea, eu cred că este îmbrăcat în delegalitate. Doamna secretar, cred că avem grijă să o ofendă în spiritul legii, zic așa. E o facilitate care poate fi acordată. Nu e un extraordinar de bani și am găsit cum este totul să facă o oportunie importanță. Că să știți că și din care sunt alte lucruri, nu e extraordinar de bani. Să văd, dar nu aștept neapărat recunoștință. Adică, de fiecare dată, totuși găsesc discuții, parcă e așa, parcă e bine, parcă e rău și dacă îi dai, da, până la urmă, nu mai înseamnă, nu, amândoi. Eu nu fac discuții cu marginea proiectului ăsta, că ar trebui că semna cineva pentru, da? Nu eu îmi semna. De pentru care e bine să mă abține, da? Da, doar vă prezint un aliniat. Îl citesc pur și simplu din codul administrativ, articolul 129, unde scrie atribuțiile Consiliului Local, ca să vă clarificați dumneavoastră, nu? Consiliul Local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități potrivit legii personalului angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local. Încheia citatul. Corect. Dar, totodată, sunt trei modalități de vot, nu? Pentru abținere. Da, da, nu, vă zic că dacă e o problemă de legalitate. Și am scris doar articolul. Pur și simplu, am făcut un citat. Nimic alt citat. Un citat. E prea mult solidar, dar nu. Da. Deci, încă o dată, au fost două abțineri, da? Nu înțeles bine? Eu și doamna Sorina. Eu și acum ziceam. Poate că să nu, când scriu și bun. Mă uit să mă greșesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 30. 8. Aici acum îl discutăm. 1 sau 2? Taci. Sau 2? Nu. A, la 1 sau 2? Păi nu, discutăm varianta 2, diferă doar niște data amănunte. Dar anexa este prima, nu s-a modificat anexa. Deci proiectul de hotărâre numărul 30 privind stabilirea salariilor de bază în funcție publice și funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Mândura și a serviciilor publice subordonate în Consiliul Local, începând cu 1.05.2023. Da. Vă rog să vă scrieți la cuvânt. Domnul Vlad. Întrebare. Am văzut acolo că sporul de 15% va fi integrat în salarii. Exact. Asta înseamnă că fondul de salarii nu crește. Fondul de salarii nu crește cât foarte puțin. Trebuie să vă spun că am mai ajustat cât un pic la fiecare, dar nu sunt substanțial. Adică dacă vorbim din 15% poate vreo 1% ceva, clar. Deci totuși, efortul, creșterea este de 13.000 și ceva de lei pe lună, nu? Nu doamna secretară, parcă așa mi-aș prezenta. V-am trimis pe... Da, destui s-a variat, adică noi luăm puțin și... Toată acum, dumneavoastră, 13.000 și ceva de lei pe lună, înseamnă 150.000 de lei pe an, înseamnă 30.000 de lei pe lună. Da, să știți că nu partea, da. Dați o clipă, doamna Sorina. Golul foarte mare. De 13.000 ceva de lei pe lună. Vreau să discutăm... Dar ideea de a să luată în calcul și costurile noi, în ăștia 13.000 de lei, da. Este posibil să fie și costurile noi, nou înființate. Scrie-le. Da. Păi da, dar noi acum am... Nu știu. Nu știu asta. Asta trebuie să ne spun. Eu am cerut... Pentru că acum când se ia în calcul, noi acum am înființat un compartiment nou cel, și angajăm niște oameni. Da, da. Oamenii aia nu sunt angajați. Deci a dat, doamna contabilă a dat... A dat pentru... A, ce e sistem. Am înțeles. Am preceput. Mai eu mai am o întrebare. Dacă domnul Vlad a terminat... Da, asta era întrebarea. Deci, eu am înțeles din raportul de specialitate a doamnei contabile. Deci discutăm, domnul primar. Da, doamna Băiețean. Deci fiecare spune părerea, nu? Suntem în Consiliul Local, suntem cu să spunem bucătărea noastră aici. Exact, și fiecare spune părerea, întreabă, părerea suntem aici. Chiar nu. Eu am înțeles din raportul de specialitate exact ce a spus domnul Vlad. Că acel spor de condiții dătămătoare se ia și se introduce în salariu. Da? Și foarte bine, că și așa era cam... Poate îi veneau, Știți ce? E posibil să fie. Se propune renunțarea. Ăla putea interpreta. Exact. Mai mult din lucruri pe care au făcut. Dar în afară de ăla, mai apare un... Dacă mă întrebați pe mine, eu da, cu astea, cu sporurile astea... 13.654 este
efortul bugetar lunar în plus. Da. În afară de cei care vor fi angajați, care știu că dar nu s-a angajați. Doamne, să știți că sunt primării care aplică deja, eu nu știu de ce și nu știu cum școală, dar trebuie să spun, la 3.000 salariu minim brut în țară. Da, am înțeles de ce, nu știu. Noi nu ne-am hazardat, noi nu ne-am hazardat. Există niște hotărâri din Consiliul Local, dar niște probabil, dar nu știu, noi nu ne-am hazardat. Care se raportează la 30 de lei. Păi atâta, e 2023. Da, și vreau să... Da, nu avem nimic, încă nu avem nimic. Pentru mici, medii privat, dar... Păi nu, sunt niște primării care și-au asumat. Noi, în istoricul nostru, am mai făcut o dată de astea. Mai mari și plate primării și o bună bucată de timp de la... Eu mai am o a fost o salarii mult mai mici. Eu zic că efortul pe care îl fac la scumpirii care sunt acum în fiecare 10 la toate problemele astea cu care ne confruntăm și lucrurile. O astfel de ajustare, cred că e bine venit. Nu, haideți să discutăm, haideți să discutăm. Nu, doamna Sorina, permiteți, vă rog, să discutăm cinstit. Este fantastic de mare. În ultimii 4 ani de zile, salariile bugetarilor și a funcționatelor din primărie Măgura, când ne raportăm la angajații primăriei Măgura, n-au crescut în ultimii 4 ani de zile. Ăsta este adevăr. Acum, eu unul lucrez în privat. Cred că nu s-a dublat salariul în astea 4 ani. Vă spun și de ce. Am avut o ședință la care le-am explicat și le-am spus în față angajaților primăriei. Știți de ce n-am dat cu eficienții maxim, așa cum s-au dat la alte primării? Când am intrat primarul în 2016, spre rușirea noastră, aveam undeva la 30% rată de colectare, taxe și impozite în localitate. De asta. Păi nu poți să-ți permiți da niște salarii, mai când tu nu ești în stare cu banii care aduni salarii să le susții. Acum a crescut, într-adevăr, am ajuns aproape la 20 de miliarde de lei, la 2 milioane de lei. Este altceva. Merge și să ridicăm un pic. Eu așa zic, cum e? Că nu e. Nu e făcut niciun... Sunt efort gratuit, așa, sau de dragul meu sau altul. Nu, eu chiar că nu eu vreau și eu să mai întreb ceva. Mai vreau să întreb ceva. Pentru că am lucrat numai în mediul privat. Sunt obișnuită ca coeficienții ăștia de salarizare să se facă sau să se dea și în funcție de performanță și în funcție de responsabilitățile funcției respective. Sper. Da. Și am văzut pe coeficienți, vă dau un exemplu, consilier, nu știu ce, nu știu ce, toți, 3, nu știu cât, 0,2. Pe 0,2, da. Și acolo intră mai multe persoane, cu același coeficient, da? Toți cei care sunt la gradul consilier și... Indiferent de responsabilități care le au, păi eu cred că au responsabilități privilegiate. Adică cum îi departajați? Dar să vedeți funcția care e făcută principal, funcție de indicare, funcție de... Da, mă, nu! Nu, dar unul... Da, asta așa, e altă răspândire, altă... De făcut un regulament, ceva, nu știu cum funcționează. Eu vă dau un exemplu. Vreau să vă spun că eu, sincer, nu am fost de acord cu așa ceva. Nu sunteți de acord. Nu, nu am fost de acord. Da, e bine să-i plătești fiecare parte funcții de aportul pe care și-l aduce. Dar vorbim din sistemul în care, de primăria Măgura, în care avem 15 angajați care muncesc față de alte primării care au câte 30-35. Da. Noi nu avem o numărul de persoane pe care îl are Comuna Măgura, la numărul de persoane pe care îl are Comuna Măgura, credeți-mă că compartimentul primăria are puține angajați. Da, eu știu. Asta e adevăr. Și condiția. Dar eu mă gândesc că este o responsabilitate să semnezi niște acte pe care le fiți la... Corect. Așa, semnezi niște acte... Orice greșeală pe care o poți face involuntar, se întoarce împotriva ta. Nu vreau să dau un nume aici. Nu, dar noi n-am... Doamna Sorina, noi avem niște... Poate avem niște supărări. Astea cu oameni nu sunt. Eu spun, e ok. Oameni nu sunt. Adică din grupul care sunt toți băgați în aceeași oală și totuși din ăia 5, 6, 3, câți ori care au responsabilități mai mari, dacă privesc cu spori, e ok. Da, foarte coeficiență și de pierarhizare. Coeficiență de pierarhizare.
nu sunt pentru funcții și gradații, adică, de exemplu, bine, am înțeles, într-o primărie, nu poate pășească leafa prin viceprimar, da? Da? Ei, dar până acolo el merge cu 2, 3 sau 4, în funcție de pregătirea de specialitate care o are, nu? Da, așa s-a luat, cu eficiență de eratizare, eu așa zic. Pentru că poate fi un contabil care are studii superioare. Poate să fie, să spun, dăm un exemplu, cineva, nu știu, nu am noțiunea eratizării într-o primărie, un secretar sau altul, care nu îndeplinește condițiile contabile, de exemplu. Dau un exemplu, poate să fie plătit cu 3 pentru că atâta prevede coeficientul lui de eratizare și... Acel nici nu putea să fie angajat, mă, dacă nu. Acum asta ați văzut acolo că sunt diferențe cam mari, de exemplu, la 3.02 la 4, da? Secretarul are 4 cu eficientul 4 pentru că nu are sport din echipă, da? Să dau sport din echipă, da? Nu. La ceilalți au 3.02, 24.5% sport din echipă. Deci, ce tot de acolo? Și ia undeva salariul unui angajat care vine din spate, ia mai puțin cu 67.3 cu secretarul. Deci cam aici e diferența. Pentru că la ei se adaugă sporul din echipă, la secretar nu, pentru că e funcție diferită. De asta, diferența pare mare, trebuie uitați, da, de adevărat. În primar. Da. Dar pentru șarea asta sunteți inițiatorul proiectului. Da. Dumneavoastră îi vedeți în fiecare zi pe toți funcționarii din primărie. Și îi vedeți și știți foarte bine cum funcționează lucrurile. Da. Acum și doamna Sorina, poate și unii dintre noi, uneori poate am mai văzut anumite lucruri, poate nu ne-au convenit și ne s-a părut că cineva nu își face treaba. Dar eu zic că persoanele au din 5 mai puține, adică nu... Eu, unul personal, am poate o singură chestie despre o persoană care consider că nu-și face treaba. Săracul unul nu mai este, celălalt nu mai este, că și-a pierdut contactul de muncă. Mugurel, nici celălalt nu mai e. Da. Dacă ne-a să considerați, eu unul zic că după 4 ani de zile să se mărească salariul, mi se pare de bun simț și normal și... Da, dar nu e vorba de mărire, nu știu dacă e... Eu cred că e o reactualizare aici, practic. Diferențiere există. E o mărire fizică. Exact, asta e. Deci nu e o mărire, Lucian, e o reactualizare după coeficientul de reactualizare. Deci nu e o mărire cât de lor la salariu. O zis domnul primar că de la caz la caz s-a mai schimbat puțin coeficientul, dar s-a schimbat în termenii legal, că ai o marjă de la 2 la 3.5. Da. Poți să-i dai la o funcție până la 5 gradații, de când mergi maxim. Nu. S-au dat preferențial sau nu. Se dau și... Da, mă, da, corect, dar și coeficientul ăla, tu ai o marjă. Unul care a venit acum 3 ani, nu poate să aibă ca unul care a venit acum 5, 20 de ani. Bun, trecem la vot. Doamna președinte, supunem la vot. Nu e inclus în coeficientul ăsta, nu? Știți cum e, doamnă? Este tot s-a făcut reactualizarea asta, să știți. Da, nu, în aceeași formă. Deci una de seata, dacă vă întrebați cum ești, vreți să auziți din prea mea dată, adică nu ce-ați. Deci sunt numai pe care ne-a vorbit. Mai pun o întrebare, deci, din socoteala mea, un efort de 150.000 de lei la nivel de an, da? Sursa din finanțare. Aici e problema. Bugetul de venituri și cheltuieli. La Puțu 2? Aici. Da, nu, nu, nu. Nu se iau din investiții. Din investiții, nu. E tot din funcționare. Tot din funcționare. O să mai rectificăm, vom vedea ce facem. Să știți că nu o să... Exact cum spun Lucian, după 4 ani de zile, am gândit totuși să ne ajustăm un pic să alții. Pentru că 4 ani de zile au stat cu coeficienți mult, mult prea mici față de alte localități. Bun. Așa cum v-am spus, pentru că nu mi s-a părut corect să plătim niște salarii din bani din alte surse decât, să zic, din cele locale. Adică să nu-ți adun nici măcar banii de salarii. Trezești la vot la nivelul 2000 de discuții, vă vreți la vot. Nu mai are o întrebare. Nu întrebare. Nu, mai gata. Hai să o gândim așa, pentru că tot ne lungim pe tema asta, așa, aici ajungem ca să spunem la vot, dar vă spun că este normal ca să le dăm mai pe 15%. Sunt puțini oameni în primărie. Că dacă vin fiecare individ acum în parte, vezi că fiecare are ceva de făcut. Unul și-o face mai puțin sau nu e nimeni de cum și-o face, dar vrea mâna de și-o face. Dacă și-o face și-a mâna, știe prima dată. Trebuie și-o face, nu? Hai în contact, ăștia, alții nu mai e. Mai sunt care pleacă în concediu, care mai stau, care mai sunt în concediu. Da. Deci dacă nu aș fi fost, dacă nu ar fi fost o situație în care chiar să te trebuiesc în care salariul nu aș fi fost, dar e prea. Sunt în care
Aici se pune până acum. Deci ați trecut în 3.30, grup 26, care e? Ziua cu pericol după zi. Nu am niciun pericol după zi, nu, dar de obicei pot să nu zic vigoare în ce facă bani. Doamna Sulina, haideți să puneți la vot. Cine este pentru? Azi. Abține? Potrivă? Nu dumneavoastră sunteți la primărie și aveți nevoie de ajutorul lor, doamna Sorina? Da. Și cu Transilvania, am 17 ani, cred, la el. Care e cea mai mică? Care e cea mai mică? Ne sunt piramide. Și vă urmă. Nu au comisiuni mici, dar mai au alte. Nu știu, nu știu. Accesori, nu știu. Am văzut că spații întregi acolo. Vreți să facem și Transilvania. La cea. Cea mai bună variantă. Transilvania la... Cu Transilvania la POS. Și nu putem merge cu... Transilvania, mă scrie. Ce iau urmașul? Ce mai am și mință. Ce iau urmașul? Au capital românesc. Clar, 100% capitalul românesc. Dispare colegi. Dispare colegi să lucrăm cu ei. Aha. Da, vreau să fac o precizare. Ce e cu dentia lui Sărescu? Da, la cei benchi sunt foarte încârciți dacă ați văzut acolo. Am văzut foarte încârciți. Atât din încârciți din prima opțiune. E ca la cei. Deci, sunteți de acord? Da. Cine e pentru? Pentru? Transilvania. Da, asta e apanajul executiv. Asta e apanajul executiv. E o propunere, o sugestie. Sugestia noastră. Dacă și ați analizat și a văzut că e cea mai rezolvă, proiectul 32, privind aprobarea încetării contractului de concesiune, numărul 35/27/2001, chiar cu Nițu Constantin, pentru terenul situat în sat Măgura, acum la Măgura, pentru Subașul. Deci este cel care a avut un garaj sau un garaj în spatele camerei, la care nu s-a luat. Articolul 10 a venit cu capul, cel de care a prins nu s-a luat, nu? Da, și a dus chiar așa să fie la mine. Și acum rămâne... Ce a luat cu pacat. Liber de sac în pacat. Sfinții pentru votăm, da? Da, nu, nu. Poate mai de vecine. Domnul Nițu, cum votați? Pentru. Da? S-a obținut ceva? Nu. Domnul Jumar, vreau să vă rog să facem și o mică discuție, adică un mic s-a terminat, pentru o rețetă diverse, da? Să scrieți. Vreau așa de la stânga la dreapta, domnul Jumar. Deci nu aș vrea să-i foarte lungi, dar hai. Cine mai vrea? Doamna Patrizu, Carmen sau Părere? Carmen. Da, un meu acum. Clar. Mai este? Și eu. Domnul primar, două întrebări. N-am mai urmărit, sincer, portalul de licitații. Pentru licitația de apă și canalizare s-a înscris cineva? Deocamdată
trecut, din câte știu. Da, s-a scos la licitație, nu? Este scos la licitație până pe 11, până pe 9 mai. Până pe 9 mai. Da. Aveți vreo informație așa neoficială? O fi cineva pe acolo să întrebi, o deschis ușa, o ceru caietul de sarcini. Ai, nu, caietul se poate descărca din portal. Dacă ai cont, l-ai descărcat, nu trebuie să vină nimeni să ceară la primărie. Sincer, n-am auzit fi marisarul, dar nici nu putem, fără relevant, nici nu putem face. Prea puțin licitații. Da. Nu putem face discuții prea profundate de tema. Asta e licitații față de licitațiile anterioare, 3 la număr. S-au actualizat. Acum s-au actualizat și prețurile și gândesc că ar trebui să fie interes din partea diferența din partea constructorilor. Un milion de euro sau e diferența în plus? Da. Un milion și ceva de euro, diferență față de alocarea anterioară. Ar trebui să întâmple. Bun. Păi asta înseamnă cam 20%? Să ajungem la 5 milioane de euro pe total. Adică, adică față de alocarea vechi, 20%? Puteți vedea și fizical, faptul ați încât de publică fizical, puteți spune și suma, nu, doamna secretar? Da, nu știu. 5 milioane de euro. Este fizicat prin 38 de milioane de lei. 38 de milioane de lei? Da. A, mai mult. Spre și doar zone din Mălura, pe apă scalat? Nu. Inclusiv DN11? Aproape 6 milioane. Aproape 6 milioane de euro. Da. Este cum a fost studiul aprobat. 2020. Bun. A doua întrebare, a doua întrebare, domn primar. Cine mai puteți spune de proiectul dintre Cușdic și Răzășii, cel de pe Angel Salini? Cușdic? Da. Deci pe Angel Salini am semnat contractul, după cum știți și dumneavoastră, suntem la PTH, cred că în jur de 8 mai primim PTH-ul. Proiectul tehnic, da? După ce se avizează proiectul tehnic, poate fi scoasă lucrarea la licitație. La licitație, da. Noi primăria. Noi primăria, da. Minunat. Înseamnă că putem să avem asfaltul anul ăsta. Avem șanse să-l facem anul ăsta. Până pe 20 mai, 25, poate până la sfârșitul lunii mai, până din capisica. Mare Dumnezeu. O grămadă de proceduri. Câți kilometri sunt acolo? 2,2 kilometri. Vorbim de strada principală cu Cușdic, nu? Și face dreapta între vii, nu? Nu, eu vorbesc cu urși din Cușdic. Urși din Cușdic. Și ești în metal bar. Am tot sensibil. Da, am tot invers. Urși pe sensibil. Poate vă nu poți. Da? Atât. Perfect. Mulțumesc. Nu, am neajut. Domnul Ivan, ce se întâmplă cu bazinul? Bazinul care merge, am plasat în dealul. Cu bazinul, săptămâna care vine scoate la licitație. Sincer, am mai avut de ajustat niște chestii acolo, proiectantul ăsta mi-a dat pe urmă ceva cantități, dar la unul din capitolul meu mai șteopătat. Nu mai completat ca să putem completa și noi crește. Dar ce probleme așa de asta? Și în trecut a spus că eu un pază pe pus și ce probleme așa mare au fost? Nu s-a spus. Au avut niște probleme cu niște cantități, cu niște... Nu prin sensii niște de astea, piese, componente de la distribuții, de la... Probleme tehnice. Da, ceva de genul ăsta. Nu e nici probleme legat acum și scoate la licitație. Și încă o problemă... Pentru că oricum, dacă s-ar întâmpla cu POIM-ul, lucrările pe POIM, cred că vor dura minim 2 ani de zile, așa că își justifică pe deplin, să justifică investiția în bază. Programul RABLA ați înaintat ceva? Se poate face în scrie? Nu, deocamdată o să trebuie să luăm o hotărâre. Asta discutam astăzi, doamnă secretar, să vedem ce e făcut. Partea cu finanțarea din partea primăriei mai mică. E mai mic acum, am văzut că... Da. Dă mediu mai mult. Cred că 600 de lei, cred. Da, doar 600 de lei. Hai să ne băgăm. 2400 de mediu, 600 de lei de primărie. Poți să ne băgăm și acolo să vedem. Cât suntem prieteni, cât somn? Sunt. Hai să vedem. Sunt interesați. Sunt interesați care... Sunt foarte mulți interesați, nu știu că ideea. Sunt și care s-au probleme public cu rabii din astea de asta. Ăștia vor să scape în mulți vece. Da, sigur o să ne avem și la... O să ne prindem și la programul ăsta. La secretar. Rapid, picioare la pe rece. Dar nu e ceva complicat, numai că... Au fost multe într-o zile puține. Da, o să ne vedem, da. Da. Doamna, Carmen, ce se mai întâmplă cu proiectul la școală? Când se iertă copiii, cum începe? Proiectul la școală din mare, nu dăm. A, din mare? Suntem la anul școlar? Da, atunci, nu? Nu, din
primară acum. Da, că nu începe anul școlar. Da, practic, luăm din bază începutul anul școlar viitor și atunci te interesează, oricum... Ați anunțat că vreți să-i mutați acum în vacanța asta care o fără Paște, să începeți proiectul. Mai avem vreo copii, o să trebuiască cu niște paveri, că acolo să vedem ce facem un timp cu verii, că nu-i prea... Nu am alocat nici sumii prea, nu am alocat nici sumii prea consistente acolo să punem școala. E bună, funcțională, cu tot ce are nevoie, doar că exteriorul, curtea, împrejmuirea lor nu mai poate aștepta. Dacă o aranjăm pe cea care este prezent acum, cred că unii putem descurca, dar trebuie spus că avem în curtea școlii, că nu e regulă în ordine. Din noroi. Dar în cursul verii reușim să rezolvăm situația asta. Ca să putem uita asta. Acolo e același constructor ca la grădiniță? Nu. Același stil de gurlani și scurgere au făcut ca la grădiniță. Același, da, și vorbim din grădiniță cu școală de acasă, da, exact. Același stil, deci tot așa, o să fie verde pe regulă la școală, exact cum e și la grădiniță. Proiectatul. Da, proiectatul. Proiectul cu panouri școlare pentru primărie. Panouri solare pentru primării, sunt două variante, cu cea pentru costul spune mai bine. Avem una la care lucrăm cu... Cea mai bună variantă e aia în care se plătează parcul pompele de apă, au un consum de 190.000 de kW anual. Astfel de parcuri se pot amplasa lângă contor, că produci curentul și prin contor îl introduci în rețea. Cea mai apropiată terenă este în spatele școlii numărul 2. Și trebuie să se renunți la o bucată mică de teren. Înțeleg că să fie în fază de... Deci vor pe sol. Păi nu pot, decât pe sol. Un ghid care prevede că se poate lucra și pe parc fotovoltaic. Ceva de genul și cu descărcare de rețea, cu compensare, cu chestii de genul ăsta. Deocamdată nu există niciun ghid care să poți să înglobezi. Deocamdată la cel pe care o aplica primăria, la cel de pe Ministerul Energiei, proiectul e în felul următor. Când vorba vine de un obiectiv, o clădire, se pun pe acoperiș sau pe sol, pe același număr cadastral, da, să fie acolo în teren, în așa. Pentru iluminatul public, ați hotărât acolo un crihan lângă Mihai, Iver, acolo lângă, se poate amplasa pentru ce ține de iluminatul public, iar pentru pompa de apă care are cel mai mare consum, cel mai apropiat loc este în spatele școlii numărul 2, acolo. Pe o bucată din terenul de acolo. Da, vreau să mai cumpărăm terenul de acolo, la noi, da. Având în vedere că-s vorbat cele trei pompe acolo, cu scuturile și cu drepturile, că acolo e consumul. Da, ăla e 190.000 kW. După pot. Este un pamp, este o panoplie, despre teren de vânzare și pus în pamp... Târziu, dar Mihai, n-ai timp. Ca să cumperi un teren, să cumperi primăria un teren, e durată de minim 6 luni de zile. Evaluare, și toate astea. Primăria trebuie să fie proprietară și când te extras de plată funciare, trebuie să faci dovada că este domeniul public. Asta este singura variantă, dacă primăria vrem să facem, asta este. Folosim terenul ăla de la școală, care și așa... Atunci putem să folosim acoperișul școlii. Nu, dar nu e nici suficient la acoperișul școlii. Dar adevărat că cel mai mare consumul avem acolo. Un parc de 180, pentru un parc de 180 de kW, sunt necesare 1800 de metri de pătrați de teren. În locația respectivă, e logică, că nu mai faci compensări, nu ai produs, ai consumat. Așa am bani în sistem, unii sunt descoduri foarte mult și să le înapoi la aer, chiar dacă sunt... Deci costuri, deși nu știu cum poate funcționa. Citeam pe internet, alaltă internet, Polonia a luat decizia să nu mai injecteze în sistemul național energie electrică din Eoleană și din panouri fotovoltaice. Pentru că nu mai pot ține sistemul, adică nu mai pot ține sistemul. Nu duc foarte mult. Noi producem curent foarte mult. Și la transformator, n-ai cum să transformi în medie ca să-mi dai în rețea ta. Să consumi mai mult. Da, o să dea oricum legea. Cu cât ești mult mai mult? Am mai citit o chestie de legea. Poate să intri panourile? Acum nu știu la legea. Da, da, da. Trei. Acum vreau să vă întreb cu legea care s-a dat cei care au panouri solare. Ar trebui să o spunem o dată la vot. Proiectul mă întreabă.
Haideți pentru ședința care vine să ne hotărâm să dăm. Pentru cei care și-au pus panouri fotovoltaice, de ce nu se copii, da? Da, da, da. Eu nu pot să pot ieși. Deci, sincer, nu știu ce mari compensații. Eu cred că statul ar trebui să vină cu bonificații clară, să spună, ți-ai pus panouri fotovoltaice, adică de 10.000 de euro, să zice, poftim 3.000 de euro sau poftim 1.000 de euro. Aia era o chestie super tare, cât îi susținea pe moment atunci. Așa, așa. Să tot aștept la 50 lei, 100, 200 lei. 50 lei, aveți impozit pe anul, în 10 ani, în 10 ani aveți... E bine și așa, nu. Da? O să luăm decizia la ședința următoare, sigur. Și să vedem și cu... Domnul, cu nu mai aveți ceva de spus? Da, domnul Vlad. Domnul Vlad, scuzați. Două întrebări. Prima. Toate deficiențele pe care le-am constatat cu doamna Băicianu în raportul din septembrie persistă. Adică? Regulile următate, formiți comunicate. Le-ați văzut cu ochiul dumneavoastră, mă scuzați, când ați fost pe Vale? Da. O ia cu verde... Casa aia părăsită, unde s-a rupt și mucul și... îi șerpăra aia acolo. Aia face? Caharia, lângă doamna Bondalici. Da. Și ca aia mai sunt câteva. Mai la baie de coridor. La creierii, exact, și la coridor. Și înainte de când după Grâmacea. Grâmacea, dus-o tot cu Grâmacea, când face dealul ăla la fel. Știți ce se întâmplă la oară, când începe să se înverzească? Acum ați ușor de aia. Dispin, dispin. Adică era și întrebarea mea. S-o trimis vreo scrisoare cu creatoarele sau urmare, vreo proprietari? Sunt. Este imposibil. Eu nu mai trăiești. În funcție, da, cineva plătește impozit acolo, nu? La taxe și impozit trebuie să plătim. Dacă la Zaharia, de exemplu, nu au plătit impozit de 7 ani, că eu n-am văzut pe nimeni de 7 ani acolo, dacă cineva trebuia să se sesizeze că nu s-au plătit impozit, nu? Eu bănuiesc că s-au plătit impozit. Chiar nu se pot da niște scrisori la... conform legii, deci nu e nimic. Ați uitat, domnule viceprimar, s-o... Pentru că venim cu rapoarte acum cu comisia cu noi și da, se încarcă mult. Eu mă felicit pentru acțiunea cu noi, lasă la văzut și pe Mihaela. Când e forțe să... Da, să vă spună doamna ca și... Cine mai potorește? Să vă spună dumneavoastră că nu e stat acolo. Comisia cu noi, sunt și da, era în spate. Deja, cum se face? Dar cum îi spui? Dar nu mă cum la cal ceva a fost de parte de rost, cu că vine în poartă, cu saci, da, și așteaptă. Da, eu văzut. Da. Tot o lăsa saci acolo, pe săptămâna viitoare. Probabil este că sunt foarte, foarte bună. Sunt o parte dintre cetățeni supărați. Nu am înțeles de ce. Unii dintre ei chiar m-au sunat. Și astăzi am avut și control de la Garda de Mediu. Eram în metalbac cu dumneavoastră, vedeam de la poligon, de la... De la vechea noastră istorie cu aruncatul deșeurilor, dar acum mai bine văd că nu s-a mai, mai adunat nimic acolo și chiar e curățenie, nu mai aruncă nimeni în zonă. Și chiar mă spunea un cetățean, un domn de metalbac, revoltat, că nu i-a fost ridicat cu noi. Și zic, da, unde să despăi? Și l-am și văzut telefonul lui, stai să ajungem, acum să ieși Garda de Mediu. Au coborât și dumneavoastră jos, am verificat în urma doamnei Chelaru, care au văzut acolo, într-adevăr, avea peturi, aveau doze de berii, de cola, de astea. Dom'le, de astea nu sunt reciclabile cumva. A, da, dom'le, dar și devenim naziști acum cu chestia. Nu devenim naziști. Ești două colo de treabă, așa ceva, o astfel de expresie nu poate fi folosită. Dar dacă reciclăm, haide să reciclăm odată. Chiar îți este greu ca om așa să înțelegi. Nu se mai poate. Am prezentat și Garda Națională din Unitar. Dumnezeu, tocmai de asta sunt și în clonă. Să vadă. Se întâmplă ceva. Ne aliniem într-un fel sau nu. Cred că peste două, trei săptămâni sau o lună de zile... Păi, se lasă cu amiază. Păi, de ce vor fi lăsat în loc de direcție, veți găsi sancțiunea pusă pe tomberon acolo. Trebuie făcut ceva. Trebuie să ne aliniem într-un fel. Domnul, dar era un tomberon... Balasul, da, nisip, deci, da, tomberoare care nu le poți ridica. Deci, nu înțeleg, mătură de curte, cu noi la păsări, tot felul de chestii care n-au nicio treabă cu noi. Da, bun. Deci, pentru balastă, ce aveți dumneavoastră? Sunați la primărie, la domnul Talal.
vă pun de la dispoziție mașină, sunt cărcați, să plătești la primărie, în funcție tonaj, tot. Da, dar le-am zis. Da, da, scrie pe fruturare. Trebuie să le-am zis la asta fruturare și scrie. Da, și pe Facebook trebuie să le aducem aminte continuu, să le știm. Eu zic că să le aducem aminte că vor fi verificați. Bun. Până ajungem și ușor, i-am lăsat cu noi acolo. Deci chiar le postați și zicem. Eram la familie Pașul Tomberoane. Adică oameni, erau... oameni care sunt așa era. Bine, bine cu acces la informații, adică ce tot ce informații. Și atunci, ce? Din asta, chiar de potrivit. Și toate la un loc. Cum se întâmplă? Vreau să vă spun, 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 vreau să da. A, ați văzut la cântărie de mașină? Nu la cântărie de mașină. Ați terminat. Deci, o întrebare. Cum suntem doar la drumul național, nu pot să fie potinit, dar nici nu merge cu pas GPS. Okay. Am mai dus o variantă. Nici nu ai ce fi. Și m-am gândit cu eforturi cât putem noi, așa cum a făcut și la celelalte biserici. Și cu susținerea populației. Să dăm un impuls neapărat de biserică nouă acolo. Nu, nu are, cred că are nivelul aia, dar să facem o clădire ca lumea. Vara acolo e ca la incubator. Nici nu poți respira în biserica aia. E doar tabla și cu care de acces, o, da, aia de acces, da, da. Care de acces v-ați gândit la ea? E făcut. Care de acces e făcut, nu-i betonat în da. Acum nu poți încărca, dacă ai patru-pat. Deci am studiat-o în toate felurile. Eu am avut și la episcopie, o vizită, un specialist în domeniu din partea dumneavoastră, care tot la fel recomand, spune, nu mai umblați, că nu aveți ce, ce cărfie aici, nu aveți ce să renovați, nu aveți ce să reparați. Nu are nici formă, nu are nici un profil. Au fost practic o capelă transformată în biserică, datorită faptului că s-au dezvoltat zonele, satul, s-a mărit și era nevoie din o parohie acolo. Nu știu, mă propun și acolo. Chiar dacă durează... Da, este loc, este. Deci, același amplasament. Chiar dacă durează 3, 4, 5, 7 ani, nu știu, cu totul acolo, dar face un lucru trai niște medii, nu are poate să ne... Aia nu zic. Nu face un lucru ca nou, nu categoric, nu. Deci, nu. Deci, nici nu are forme așa, face niște arată. Și eu vă cer și dumneavoastră părerea, să ne antamăm într-un proiect împreună cu părintele, cu... Că nu e ce presupune, ca și poți să ne-ar fi. Exact. Ce presupune să ne dau? Domnul primar. Asta discutăm analog. Adică nu discutăm pe finanțări de... Da, nu e monument istoric, ca să putem gândi pe cei. Și eu aș susține să dăm un impor. Comuna săracă, domnul primar. Și comunitatea și satul Crihan se mărește. Exact. Toți au mai mărit, toți au mai mărit. Dacă nu mă știu, dacă stăm bine și uităm pe recensământ, cred că... Da. Depășește. Sohodolul depășește. Acum, după ce depășește Dumnezeu și apa și canalul, eu cred că va fi o zonă extremă de atractivă și da. Statul crește acolo. Am zis că hai să facem ceva în sensul ăsta. Să punem un pic umărul. Nu știu cât vom putea. Temelie cu ajutorul Dumnezeu definitiv. Da. Adică, da, în timp să definitivă. Și până la urmă, decizia noastră și rămâne ca o realizare a noastră. Ce-am făcut, ce-am dat noi startul început. Vom vedea cum, exact, vom vedea cum. Da, domnul primar, ideea e bună. Vom vedea cum. Mai avea un lucru niște ceva de spus și ce este. Și aș vrea un acord din partea dumneavoastră. Haideți să vă mai spun ce. M-am gândit că toate localitățile astea sunt înfrățite cu localități de străinătate. Da. Dar haideți să vă spun care e ideea. Că nu-i făcut așa doar de dragul de a ne înfrăți. M-am gândit să facem și noi și ne-ar trebui acordul dumneavoastră, cel puțin la faza asta. Aș vrea să ne înfrățim cu localitatea Foiară de la Chiana, din Italia, unde lucrează cei mai mulți români, adică toți românii din Măgura. Cum? În zona Arezu? Da, în zona Arezu. Am zis, măcar așa, bonorific, după la urmă, nu știu care sunt costuri, dar chiar dacă necesită, să cheltuim sume mari de bani. Sunt încă măgureni foarte mulți care locuiesc acolo și lucrează în zonă. Și am zis să mă sfătuiesc cu dumneavoastră și să fiți de acord să transmitem o scrisoare către primăria de acolo. Adică, corect. Noi ne dorim, dar poate ei nu-și doresc. Dar eu nu pot să fac un astfel de demers, nu pot să o dumneavoastră. Ne dorim să facem lucrul ăsta, poate să înaintea o scrisoare pentru cineva.
Și oameni de care sunt pași și nu știu. Ce ar presupune? Ce? Care s-ar presupune? Păi, sincer, nu știu ce ar presupune. Dar prima dată ar trebui să întrebăm și pe dumneavoastră dacă ar fi de acord să... Dar puteți să derulăm după aia programe. O să ne soare, da, o să ne derulăm și programe. Adică, sincer, nu ne așteptăm la lucruri spectaculoase, dar măcar din astea pe temii culturale, artistice, pe schimb de experiență. Dau un exemplu, Comuna Vama de Suceava. E o comună de cam de mărimea noastră, ca și mărți locuitori. Comună bogată. Bun, da. Ei sunt înfrățiți cu o comună din Franța, de pe lângă Versailles, și au venit, au făcut aia circuite turistice. Vin anual francezi să cazează acolo. S-au dus și ei în schimb de experiențe, și cu școala, copiii, tot felul de activități culturale. Adică putem să dezvoltăm chestii de genul ăsta. Nu mi-a zis că de așa, mă, da, sunt nici probleme. Hai, facem auziți, vom da. Bun, deci sunteți de acord. Da, da. Cam asta. Și cu biserica, nu știu, o să vedem ce presupune. Haideți măcar să vorbim. Un deviz informativ. Propunerea specialiștilor de la Episcopia Română, spunea, domnule, cred că ar trebui o biserică, ceva genul Nazaret. Dar și modelul de făcut, refăcut biserică, același model, adică modelul la Nazaret nu este mare, adică noi nici nu avem unde, nu avem capacul prea generoasă. Este chiar mai mic decât aia, adică nu o să putem să-l desfășurăm prea mult acolo. Dacă ai idei, putem începe cu el. O propunere din partea domnilor, asta să rămână în interior, efectiv, și să poștească propria. Adică, vom vedea ce presupune treaba asta. O să avem probabil și un deviz estimativ, să știu. Așa, și financiar mai important. Să ne spună și părinții cu ce... Cu ce acordere dumneavoastră? Eu zic că dacă statul va fi dat, vor contribui cetățenii cu siguranță. Pentru că acum nu au... Și vorba că se face în timp, nu se face într-un an. Se face în timp, da. Deci nu poate fi gândit un an, 2 sau 3 ani. 3, 4, 5, 7 ani. Domnul Prânz, mai aveți ceva de spus? Dar spune numai cu lăși. Nu mai. Toți spun. S-a demarat lucrurile astea cu asfaltarea pe arinilor, pe... Da. Iar am fost la fața copilului, deși poate intrarea pe Dumbrave, acolo și v-am arătat. Și vă rog să consemnați în procesul verbal. Dacă nu intervenim în timp util, să lărgim partea de jos, panta care coboară pe arinilor, cred că e atât de mare încât iarna, n-ai cum să o faci la dreapta, te duci într-o prăpastie, și singurul obiectiv în care te duci este drenul, care la ora actuală, când treci pe acolo, se mai vede doar 40% din el. Atât a crescut. Mergeți pe acolo și o să vedeți. Da. Deci noi acolo trebuie să intervenim și la drept să facem ceva. Nu putem să-l lăsăm așa. Iar mă aducem mai departe cu discuția, dar mă opresc aici. Poate schimbăm. Așa loc de acolo. Și vreau să mai spun ceva, nu știu pe teren avem intabulat, la cursul 2. Da. Să pot să spunea domnul de Rușcu de amplasare de protocol aici. Nu știu, terenul intabulat. Cursul 2 din 3 din vă referiți? 2 din cursul 3. Nu din Panda. Și acolo avem un pic de teren. Dar nu ne ajută, să știți, pentru fotovoltaice ne-ar trebui 1800 m² ca să producem energie pentru cât consumăm acolo. Da. Acolo e o parte, tot prima, poate să fie 1000 m² acolo și noi... Nu sunt, să știți. Sunt. Deci poate, dar nu-i... Și nici poziția nu-i ideală. Cumva avem versatul la spate, exact spre iestul unde ar trebui să fie orientate... Spre sudul unde ar trebui să fie orientate... Da? Ar fi zbor partea de constructură 1.000 de euro. Unde? 1.000 cursul, primul curs. Asta e zbor. Da, n-ai rău. Da, avem doar la F2, pe un pic foarte în... Se cheamă locul de joacă, s-o primară. Așa.
coturi. Coturi acolo jos la... Da, la rază. Da, la rază. Să nu creează problemă acolo. Nu mă întreb acolo. Adică, da, eu zic că e bine. Să vedem cu Salineu după 8 mai, după ce primim PTA. Scoatem și pe asta, vom mai vedea. Și ținem aproape cu fondurile. Ce mai știți, ce mai faci cu dumneavoastră, că doar sunteți frizați aici la, la sursă de informații, ținem aproape. Să putem, să putem ataca în timp optim orice, orice sursă de finanțare. Am și eu două, trei probleme. Da, dacă îmi dați voi. Da, s-a reparat, pus o avarie la conducta de apă, pe Valea Mărului, la Ibrai, în Zubolotic. Da. A reparat-o domnul Lelian. Așa. A reparat, așa au rămas. Asfalt? Toată, dar știi ce? O lasă câte mai zile stasezi. O poți și ploaia asta, să mai lasă pământul să o parte. Am spus, dar am spus. Foarte bine. O oglindă deja e spartă sus. Dacă am avea camere, deci avem o oglindă de pantă, nu? De pantă deja e spart. Prima, când cam cobor din... În curbă. În curbă. Prima, cam în două sunt curbă. Una într-o curbă, una într-o curbă. Prima de sus, e spart. Dacă ar fi camere și am dat și câte o amendă, s-a schimbat treaba. N-ar mai bine aici să țâpi așa. Că toți sunt lei. Da, ce-o pic. Da, tot la știți? Da, am mai spus o dată avizele astea care... Deci avem oglinda, da? Da. Camerele, la obiectivul principal. Camerele, la obiectivul principal în comună. Cât e bine o firmă, pune și dă o ofertă, practic, cum trebuie să schimbăm 4 acum din sistemul actual și mai notăm 7 din, din cel nou. Am plătit avizia pe tot. Trebuie să vină să monteze... Și la locul de joacă, pe automate. Cost? La locul de joacă, deja trebuie să fie gata montat. Noi montat, nu avem nimeni acolo. Și am văzut că... Este un drum chelarul care m-a sunat, cred că ieri, alaltă, el să-mi spună că e în zona acolo, s-a făcut din montat. N-am mai gândit, nu? Nu am trecut. Nu schimbă și astea. Deci, chiar e ceva de speriat. Nu știu dacă copiii sau oameni mai în vârstă, sau maturi, sau adolescenți ajung la locul ăla de joacă. Deci, seminții... Da. Ce vorbim? Seminții, bidoane de berii. Bucuri de țigări. Țigări, și din astea... Sunt și părinți care vin cu copilul. Sunt părinți care vin cu copilul. Sunt părinți și părinți, dar nu sunt în viața reală. Au mișcat tarabile de acolo? Deci, piața, dacă sunt de acord să rămână acolo, eu finalizez regulamentul și cu atunci, la observare, depunem la DSV, obținem... Obținem avizul. Da. Eu finalizez regulamentul, depunem la DSP, am făcut hotărârea de Consiliul Local, am făcut hotărârea de Consiliul Local, avem parolul cu regulamentul, m-am adresat la Tișan. Adică, statul a fost mult, dar undeva ne-am făcut. Tot am întrebat, pentru bine, eu acum am făcut. Nu se deranjează, nu supărâne. Mai am ceva de întrebat. Am văzut că pe dascălui s-au pus niște prundești acolo unde s-au mâncat asfaltul datorită și... E normal, au trecut atâtea camioane. Nu era destul de defect înainte să înceapă. Cine repara acolo? Consultorul. Dacă repara acolo, nu poate repara și în colț aici. Nu, dar și în intersecții. Când vii de la primărie să faci stânga, să trebuie. Dar să mai multe că o să... 5 ore. La scourile domnului vici primare. Eu mi-am văzut pe toată. Păi, nu știu, sigur. Am văzut pe am avut și vizită din partea Consiliului de Sat tocmai pe tema asta. Dumnezeu s-au angajat să, la turnarea asfaltului să plombeze toate astea. Și o să plombeze. Deci o firmă e extraordinar de puternic, nu am așteptat să meargă așa în forță. Deci merg cu ritmul foarte amers. Eu mai am puțin și mi-au elicopter. Eu mai am puțin și mi-au elicopter ca să intru în forță. Nu mai pot să mă mașina în forță. Avem motorul, fileul de tenis. Deci eu de la nivelul porții coboram 10 cm. Acum am 30 cm. Și nu e asta. Și cine a făcut linia?
Dar e complicat. Și poate și domnul. Da, da.